după desecretizarea acelei liste, mulți așteptau la mai multe informații, unii chiar o consideră un fâs, să-mi fie iertată această formulă, acea listă pe care a prezentat-o ministrul justiției, lista persoanelor care au pătruns pe teritoriul acela magic, Arhiva SIPA. Sunt foarte multe reacții. O reacție extrem de interesantă vine din partea judecătorului Dana Gârbovan. Spune șefa UNJR că e mirată de prezența în arhiva unui ofițer SRI. Iată cum apar ofițerii SRI pe unde nu te aștepta. Este vorba despre un domn Andronache, Florin Andronache, cel care în 2013 a fost atașat de serviciul secret la Ministerul de Justiție. Potrivit datelor prezentate de ministrul justiției, Florin Andronache a fost printre ultimele persoane care au vizitat arhiva SIPA. S-a întâmplat în decembrie 2013, în perioada în care acesta era detașat de SRI la Ministerul Justiției. Șefa UNJR, Dana Gârbovan, se întreabă ce a căutat un angajat al serviciului secret în arhiva Ministerului Justiției. 1. Ce a căutat domnia sa în arhiva SIPA? 2. În baza cărui ordin al ministrului s-a format comisia care a intrat în arhiva SIPA în 2013? 3. Există un raport și sau proces verbal întocmit de această comisie, a scris Dana Gârbovan. Președintele UNJR susține că situația arhivei SIPA trebuie clarificată cât mai rapid. Contrar celor spuse de unele persoane din presă, lămurirea tuturor aspectelor privind arhiva SIPA este imperativă pentru a clarifica această pată neagră din justiția postcomunistă românească. Reînnoiesc invitația adresată tuturor jurnaliștilor care vor o justiție cu adevărat liberă și independentă să meargă pe fiecare fir privind această arhivă, să caute declarațiile din trecut ale tuturor persoanelor publice și să le ceară explicații pentru a se face lumină și a se clarifica toate aspectele legate de această arhivă, mai spune Gârbovan. Și vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Comentăm inclusiv reacțiile de după prezentarea acelei liste, o reacție incredibilă din partea fostului ministru al justiției, Robert Kazanciuc. Are o reacție incredibilă, o explicație, nu știu de unde o fi venit această explicație a domnului Kazanciuc, dar e un motiv de glumă cât se poate de serios. Alături de mine, doamnele Roxana Dumitrache, activistă pentru drepturile omului, și Cornelia Lalu, avocată, și domnul Cătălin Antoie de la Cetățeanul.net. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Și să nu lăsăm așa lucrurile în suspensie. Iată ce a spus domnul Kazanciuc, că s-a intrat acolo în arhiva respectivă pentru a se schimba un bec, asta spune domnul Kazanciuc. Așa că gata, s-a găsit explicația. Zice mai pe larg, ANP, depozitarul arhivei, a sesizat Ministerul Justiției cu privire la faptul că sistemul de supraveghere video exterior locației a indicat faptul că pe holul de acces către camerele sigilate în care erau depozitate documentele arhivei SIPA este posibil să se fi defectat un corp de iluminat. Au constatat că un bec se defectase, au procedat la înlocuirea lui, au constatat că toate sigiliile camerelor din holul respectiv erau intacte. Veți vedea în curând declarația propriu-zisă a domnului ministru. În urmă cu foarte puțin timp a făcut aceste precizări. Deci gata, s-a rezolvat. Cine a intrat acolo în arhiva SIPA a intrat să schimbe becul sau să stingă lumina, nu? Declarația fostului ministru al justiției este penibilă, așa cum au fost și mandatele sale, pentru că în mandatele sale, vedeți, doamna Gârbovan ne-a vorbit despre 2013, ministrul al justiției era Robert Kazanciuc, da? Faptul că Robert Kazanciuc acum oferă această explicație, mie mi se pare, în afară de penibilitatea situației, și o ascundere a adevărului, pentru că eu sunt convinsă că din 2012, de când a fost ministru al justiției, până a fi înlocuit de doamna Raluca Prună, Robert Kazanciuc a avut cunoștință despre anumite activități ce se desfășurau acolo unde era depozitat arhiva SIPA, respectiv la Administrația Națională a Penitenciarelor. Faptul că este cu această explicație mi-arată că anumite persoane au interesul să ascundă acest adevăr și mai mult, foarte multe se bagă în seamă, pentru că Robert Kazanciuc acum nu avea de ce să dea vreo declarație atâta timp cât n-a dat declarații referitoare la deținerea arhivei SIPA în 2012, 2013, 2014. Deci, mie mi se pare, ne aflăm în treabă pe acest subiect, care este un subiect de interes lansat de către presă,
La 6 luni de la guvernare, când eu nu scot niciun fel de lege în program legislativ, eu nu avansez deloc decât pe legile justiției. Da? Bun, oricum, toată această nebunie legată de arhiva SIPA pare a fi mai degrabă menită să ne încurce și mai rău. Nu cred că nici în urma apariției acestei liste lucrurile se vor lămuri. Poate nu se vor lămuri niciodată, pentru că, spun unii, sunt secrete de stat. De atunci, de ce l-am mai scos de la naftalină? Și eu mă întreb asta, cu atât mai mult cu cât pare genul de subiect care apare ex nihil, din nimic, uh-huh, în spațiul public. El a mai fost adus de câteva ori. Ori dumneavoastră știți, ca jurnalist, mai bine decât mine, că subiectele au termen de valabilitate. Supraviețuiesc sau nu în spațiul public, sunt caia urturile cu termenul de valabilitate. Cred că există un anumit resort pentru care acest subiect este adus din nou în atenția publică. Pot să-l intuiesc. Nu aș spune neapărat că e o fumigenă de presă. Dacă se dorește într-adevăr decredibilizarea justiției, atunci e absolut revoltător că se recurge la o astfel de schemă. Pe de altă parte, noi trebuie să știm totuși istoricul și mizele acestei instituții, pentru că din 1991, când s-a creat SIPA, până în 97, când a trecut în mod absolut surprinzător prin decizia lui Valeriu Stoica, din subordinea Direcției pentru Administrarea Penitenciarelor în subordinea Ministerului Justiției, sunt informații lipsă. Care au fost resorturile acestei decizii? Cine va urmări cazurile și dacă o singură informație, cred, a fost manipulată, a fost distorsionată și sustrasă din aceste dosare, cred că e datoria tuturor să se facă lumină în acest subiect. Bun. Iată concret ce a spus domnul Cazanciuc. Să râdem cu Robert Cazanciuc, dacă tot e o zi urâtă și plouă și lume depresivă. Haideți să ne mai desfrunțim, să ne descrețim frunțile, domnul Cazanciuc. Nu au avut acces la niciun document, la absolut nimic din arhiva SIPA. A fost o operațiune strict administrativă. Camerele de luat vedere indicau o defecțiune a sistemului de iluminat. Au intrat, au văzut ce se vorba, au schimbat becul, toate sigilele erau intacte de la camerele efective și au părăsit locația consemnând într-un proces verbal. Nu știau dinainte despre ce este vorba. Putea să fi fost cine, să fi pus acolo ceva în sistemul ăla de iluminat. El era consiliu ca să ocupă documente clasificate. De aceea a intrat în acea comisie împreună cu cei din cadrul ANP și ei autorizați pe documente clasificate, de fapt pe zone de acces cu restricții. El a supravegheat, nu a schimbat. Strict. Cum? El a supravegheat operațiunea. Ce au făcut acolo, cei patru sunt responsabili. Nici nu știu unde este arhiva. Deci bănuiesc că îi răspunde doamnei Gârbovan, ministrul Cazanciuc, că doamna Gârbovan întreba de un colonel SRI care a intrat așa, s-a rătăcit probabil prin arhivă și iată explicația, s-a dus omul să schimbe un bec, un colonel SRI. Deci nu dacă era acolo. Care era și consilier. Întâmplător. În același timp, da. Era și consilier. Da, aș contrazice pe colega asta de platou, un subiect de presă atunci când nu este rezolvat și problema rămâne, îl reiei de câte ori ai ocazia până când acel subiect se rezolvă. Deci presa a scris în repetate rânduri, am participat chiar la astfel de investigații de-a lungul anilor și ne-am ocupat de subiectul acesta regulat, încercând de fiecare dată să îl finalizăm. Și nu putem vorbi în situația asta de fumigene când în cele din urmă niște colegi de-ai noștri din presă reușesc până la urmă să ridice capacul de la cutia Pandorei aceasta, SIPA. Altfel mi se pare foarte important să aflăm tot ca jurnaliști, dar și ca opinie publică, dacă au fost scoase într-adevăr dosare sau copii după dosare, ținând cont de faptul că astăzi în presă a fost publicat un raport secret de serviciu din care reiese că anumite dosare ar fi ajuns la doamna ministru Monica Macovei, da? Și să aflăm ulterior de cine au fost folosite și dacă au fost folosite în niște dosare sensibile împotriva unor judecători. Altfel nu fac parte dintre cei care și-ar dori să fie desecretizate dosarele. Acolo sunt convins că sunt o grămadă de mizerii care pot fi folosite și astăzi aiurea împotriva unor oameni. Probabil că acele dosare ar trebui distruse. Ținând cont că sunt și atâția ani de când le avem pe cele mai tinere dintre ele, sunt mai mult de 10 ani. Acum pun și o întrebare, să le distrugem, dar aceste dosare nu se fac de obicei, aceste arhive nu se fac de obicei măcar în dublu exemplar, adică nu. Există, nu. Nu? Nu. Există documentul, există documentul și mai există și niciodată. O copie. Dosarele informative, nu. Culegerea de date informative este o acțiune
și o muncă specifică care se face într-un singur exemplar. Singura posibilitate este ca ofițerii care au desfășurat această muncă să fi plecat ei cu documente, adică ei să-și fi făcut pe barba lor, cum se spune, documente, copii, ca să le ducă și, pe urmă, eventual să le vândă sau să le dea la schimb la un șantaj în spațiu public. Dar mie mi-a plăcut ultima replică a, cum spuneați, a domnului ministru Cazanciuc, acest Mr. Bim al justiției, când a spus, zice, eu ca ministru habar n-aveam unde e arhiva. Dar atunci de unde știi că s-a dus colonelul Andronache să schimbe un loc? Adică, nu știu. El nu știa, colonelul Andronache știa. Pe colonelul știa, da. Cum a fost informat ministrul că s-a dus colonelul Andronache să schimbe becul, dacă el nici nu știa unde este arhiva? Deci, vedeți, situația cu arhiva SIPA, noi prezentăm o situație a unei arhive care este, să zicem, haotică. Să știți, cam în toate ministerele există o situație haotică. Faptul că acum noi ne dăm niște ochi peste cap și spunem, vai, dar SIPA, documente despre viața magistraților. Am mai spus și în alte emisiuni la dumneavoastră. Noi trebuie să separăm. SIPA făcea două acțiuni. Una, acțiunea de culegere de date, că așa s-a născut din penitenciare, de unde se informau atât asupra unor infracțiuni săvârșite, cât și asupra activității din justiție. Asta este un canal. Și celălalt canal, viață personală, diverse elemente despre viața magistraților, a colaboratorilor lor, pentru că și a grefierilor, și a avocaților și, de ce nu, și a jurnaliștilor. E, aceste două căi trebuiau urmate de către ministrul justiției, în sensul că dacă afla despre anumite activități ce erau la limita infracțională în domeniul profesional al judecătorului, el trebuia să sesizeze organele de cercetare penală. Dacă afla despre anumite fapte, că juca barbut sau bea sau avea o amantă sau și așa mai departe, în acel moment el trebuia să secretizeze prin ordin al ministrului aceste documente și să le lase acolo, să zicem, în adormire. Atât. Problema este cu acele activități profesionale. Deci, acele activități profesionale, dacă ministrii justiției au aflat despre ele, că sunt pe delimitarea unei infracțiuni, adică se duc în penal, ar fi trebuit să sesizeze organele de cercetare penal. Acestea sunt importante pentru societatea română. Înainte de a trece la următorul subiect, următorul subiect are legătură tot cu zona de justiție și cu zona de birocrație din România, pentru că lucrurile se leagă, veți vedea. Să vedem și reacția doamnei Raluca Prună pe o rețea de socializare de asemenea. Despre lista cu cei care au intrat în arhiva SIP ar fi fost util ca în dreptul fiecărui nume să se spună funcția persoanei. Altfel e o colecție de nume care dă apă la moară detractorilor justiției, pentru că dacă cineva se mai întreabă, toate aceste exerciții par parte a planului amplu de diabolizare, incorporarea unei puteri în stat. Elementul esențial al reformei e depărtarea magistraților detașați în minister. Dacă scopul este un minister al justiției fără magistrați, este o falsă reformă și una periculoasă. Nu cunosc niciun minister al justiției din vreun stat membru în care magistrații să aibă interzis. Este o premieră în Uniunea Europeană, una tristă, spune doamna Prună, și tot dumneavoastră, așa cum citeam ceva mai devreme, consideră că e un atac asupra instituțiilor statului. Acum, nu știu asupra cărei instituții ar fi atacul, asupra Ministerului Justiției, pe care și dumneavoastră l-a condus, asupra SIPA, asupra SRI, că par toate așa adunate acolo, ca un nor negru. Eu mă întreb de ce nu a fost doamna Raluca Prună cea care a hotărât să hotărască desecretizarea. A avut o propunere, da? Legislativă în sensul ăsta, și totuși. Deci, dar n-a trecut. Nu. A fost și foarte scurt timp. După părerea mea, oricine critică în momentul de față aceste demersuri din sistemul, din sistem sau care a făcut parte din sistem, o face ca să apere un interes sau o face deoarece nu înțelege mecanismele reale ale unei justiții transparente. Bun, spuneam că vom vorbi despre lucrurile anapoda din România. Un bărbat